referitor la marșul de mâine. Noi avem o colaborare foarte bună la nivel de președintea țării, speaker și prim-ministru. Noi astăzi dimineață am avut consultări împreună la ora 9 la instituția prezidențială și am hotărât că marșul de mâine, marșul poporului care a fost anunțat pentru ziua de 16 iunie, va fi amânat cel mai probabil pentru o săptămână. Însă decizia pentru când va fi luată ulterior. Necesitatea acestei amânări ține de necesitatea ca noul guvern să intre în funcție. Noi trebuie să asigurăm ordinea publică. Noi trebuie să asigurăm ca noul ministru de interne, vicepremier, domnul Năstase, să cunoască bine situația ce se întâmplă cu forțele care trebuie să asigure ordinea în Republica Moldova, mă refer la polițiști. Trebuie să le dăm posibilitate polițiștilor să revină în teritoriu, pentru că ei de 7 zile, o săptămână întreagă, sunt ridicați pe alarmă și stau la Chișinău. Și aceasta este perioada prea mare, trebuie 2-3 zile să se recreeze, să revină, pentru că este o mulțime de activități, de lucru și în teritoriu. În afară de aceasta, evident că mâine este și o sărbătoare mare, este Duminica Mare și eu cred că trebuie să permitem tuturor să fie alături de cei dragi, alături de familie.